8 copii au ajuns la spital din cauza drogurilor, 3 dintre ei sunt elevi la un liceu din Tulcea și se pare că au consumat etnobotanice, spun medicii, care i-au consultat și au văzut că aveau stări de greață și halucinații. Conducerea școlii încearcă să afle dacă cei mici s-au drogat în timpul orelor. Și la Iași au fost probleme, 5 fete de la un centru de plasament au fost duse la spitalul de copii, iar doctorii spun că s-au intoxicat cu substanțe halucinogene. Cele 5 fete cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani, despre care se crede că s-au drogat, sunt internate la un centru de plasament din Iași. Polițiștii verifică acum de unde au avut ele substanțele interzise. Două din cele 5 fete care mergeau la școală au adus în centru o țigară cu etnobotanice și, profitând de neatenția personalului specializat, au fumat din acea țigară. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului au început o anchetă, iar până acum au stabilit că fetele au fumat o țigară care conținea substanțe etnobotanice. Au ajuns 5 fetițe cu vârste între 13 și 16 ani care au inhalat etnobotanice. Aveau stare generală influențată, tulburări de comportament, dureri de cap, vărsături, tulburări de echilibru. Au fost internate în clinica de toxicologie, iar în prezent starea generală este bună. Și la Tulcea, medicii au rămas stupefiați când 3 elevi de la liceul Constantin Brătescu din Isaccea au ajuns la spital cu halucinații. Și ei se drogaseră într-una dintre pauze. Specialiștii ne avertizează că acest fenomen scapă de sub control. Principalele motive care îi determină în special tinerii să consume droguri este dorința de a experimenta lucruri noi sau dorința de a se afilia la un anumit grup de prieteni care consumă astfel de substanțe. Iar în momentul în care tu nu consumi, nici nu ai posibilitatea să intri într-un astfel de grup. În acest moment, statisticile arată că vârsta la care copiii încep să se drogheze este de 13 ani. Consumul de substanțe psihoactive este periculos la orice vârstă, cu atât mai mult cu cât vârsta este mică, și când vorbim de minori și de copii, atunci este și mai sever. Consumul de substanțe psihoactive produce leziuni la nivelul creierului. În anul 2016, 329 de copii cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani au ajuns la spital din cauza consumului de droguri. Asta înseamnă 10% din totalul persoanelor admise la tratament din cauza consumului de droguri.